Stimați concetățeni, în acest sfârșit de săptămână, în această duminică, blocul împreună a adoptat mai multe decizii care vizează direct viitorul Republicii Moldova. Astăzi, blocul împreună a încheiat un lung proces, lung dar foarte democratic și transparent, de identificare a candidatului propriu care va candida pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. În cadrul unui proces inedit, democratic și unical în felul său, prin alegeri interne, secrete și liber exprimate, cele patru partide din cadrul blocului împreună, Platforma DA, Partidul Schimbării, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Liga Orașelor și Comunelor, a adoptat decizia de a-l înainta pentru funcția de președinte a Republicii Moldova pe domnul Octavian Țâcu, căruia vreau să-i ofer cuvântul. Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova! Astăzi s-a întâmplat, într-adevăr, un lucru absolut inedit pentru viața politică din Republica Moldova, pentru exercițiul democratic din Republica Moldova. Noi ne-am obișnuit cu ideile unor partide politice care își înaintează proprii lideri și fac campanii în interesul propriilor partide. Dar astăzi, în această sală, a avut loc un exercițiu democratic nemai întâlnit, în care patru partide politice care acum ceva timp au făcut un bloc politic, devenit astăzi blocul electoral, blocul împreună, au înaintat trei candidați pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Alegerile s-au desfășurat în două tururi. Cei trei candidați, domnul Ștefan Gligor și domnul Igor Munteanu, și-au prezentat propriile viziuni și propria platformă în această campanie. Și în urma acestui exercițiu de vot în două tururi s-a desemnat un candidat. Și pentru mine este, în primul rând, o mare onoare și o mare responsabilitate în acest prim exercițiu de democrație veritabilă să devin candidatul blocului electoral împreună pentru alegerile prezidențiale 2024. Mă bucur că în aceste polemici pe care le-am avut din momentul constituirii blocul electoral acum, blocul electoral împreună, am reușit, rămân cu sechelele de altă dată pentru că am mai trecut prin asemenea exercițiu pe care îl cunoaștem cu toții, și am reușit să realizăm ceva care nu s-a mai făcut iarăși în politica noastră. Am reușit să împăcăm cele două partide deopotrivă pro-europene, cea unionistă și cea pro-europeană, devenind un tot întreg pentru a pune capăt acestei polemici legate de viitorul Republicii Moldova. Trebuie să ne asumăm plenar statutul de țară candidat de integrare în Uniunea Europeană, care din punctul de vedere al tuturor celor care este în sală înseamnă un angajament politic deopotrivă cu partenerii noștri europeni, cu România și cu Ucraina. Mulțumesc fiecăruia din liderii politici ai blocului electoral împreună pentru această susținere, fiecăruia din cei care au votat pentru ca eu să reprezint această formațiune în alegeri și să asigur cetățenii Republicii Moldova că s-a întâmplat într-adevăr ceva deosebit. Eu, care sunt și rămân un unionist convins, am ajuns să reprezint patru partide politice în care sunt deopotrivă unioniști pro-europeni și care ne asumăm plenar această agendă pro-europeană, oferind cetățenilor Republicii Moldova perspectiva unui vot
sigur și încrezător, reprezentat de 4 partide politice și o platformă unionistă pe care o reprezint. De mâine începe o altă perioadă în viața noastră politică, o perioadă în care sper foarte mult să reușim să ne consolidăm pentru tot ceea ce înseamnă campania prezidențială și pentru a ne testa capacitățile în vederea pregătirii pentru alegerile parlamentare, care vor fi cu siguranță cel mai important exercițiu politic pentru viitorul Republicii Moldova, în a fi sau a nu fi în familia europeană. Cu asta vă îndemn pe toți cei care ați avut așteptări, care de-a lungul timpului ați fost testați de fiecare dată la scrutinul electoral, oferind încredere anumitor partide politice, să veniți alături de noi și să știți că aici există un bloc consolidat care reprezintă viitorul nostru politic. Vă mulțumesc! Stimați concetățeni, începând cu această zi, dumneavoastră aveți o alternativă politică în față. Nu mai sunteți constrânși să fiți puși în fața unui candidat al guvernării și în fața unei armate a candidaților finanțați de Rusia și grupările oligarhice. De astăzi aveți alternativă politică. Iar noi ne asumăm la rândul nostru că această alternativă să aibă o continuitate firească bazată pe interesul cetățeanului și pe viitorul prosper și luminos, viitor european al țării noastre. Ne asumăm să fim împreună cu dumneavoastră în alegerile prezidențiale, ne asumăm să fim împreună în alegerile parlamentare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!